aproape 70 de ani, Gheorghe Gheorghiu face nuntă la New York cu atenție 1000 de invitați. Toate detaliile despre marele eveniment, dar și despre femeia pe care o va duce în fața altarului. Le aflăm chiar de la îndrăgitul artist, haideți să-l ascultăm. Este pe 14 noiembrie, mă căsătoresc la New York. Wow, asta știi? Asta am... Știi cum e, nu poți să rămâi fericit toată viața. Vai ce mi-a plăcut! Nu poți să scapi. Să notați. Nu, dar este o poveste de dragoste inedită. Ați glumit, dar știți cum e, unii domni se cam regăsesc după 3 ani. Cât durează pasiunea dragostei? 2 ani, cam așa. De la 6 luni la 2 ani, cam așa. La mine a durat câte 5 ani. Aha. Cred că 5 ani. Da. Dar stai puțin că a spus că a durat. Poate mai durează? Bine, vorbeam de trecut. Da. Am înțeles. Viitorul doar este aici, luminos. Doar că aici fie. Vorbim de o poveste de dragoste altfel. Pentru că viitoarea dumneavoastră soție, înțeleg că v-a fost și prietenă, nu? Adică vă cunoașteți de mulți ani de zile. Eu cânt la New York din, cred că din 93. Am cântat la ea la restaurant mereu. Da. Suntem prieteni foarte buni. Aveți emoții? Emoții? Da. Emoții am, da. Că nu prea sunt obișnuit cu stilul. Dar Dunei, de ce n-a venit cu dumneavoastră? Pentru că nu poate, are restaurantul și nu poate să închidă. Dacă nu e acolo, e grav. Și v-ați supărat pe acest lucru că n-a venit cu dumneavoastră? Am fost trist peste 2 secunde. Veți cânta și la nunta dumneavoastră? Vreau să știu. Nu știu, sigur. Dar cred că da, bineînțeles. Vor veni foarte mulți prieteni de aici, de la mare. Am foarte mulți prieteni care deja s-au dus să-și ia viza, și-au rezervat biletele de avion. O să îmbrăcați un costum la smoking, o să fiți sau nu? Nu prea sunt eu cu costumele și cu astea. Iar, sincer, mă interesa lucrul ăsta. O să puneți un smoking sau nu? Am o vorbă. Când mă duc acasă noaptea, mă îmbrac frumos, mă dau cu parfum și mă culc. Adică mă îmbrac în costum. Da. Eu sunt mai pe genul sport, așa, nu cu costumele și cu cravatele, nu le-am avut niciodată. Deci va fi o nuntă lejeră. Am fost o dată naș în costum de piele. Îți dai seama ce... O să țineți cont de penibil am fost. Ceva tradiții din România aveți? Veți avea ceva tradiții din România? În România? Nu, ceva tradiții din România veți respecta la nuntă? Veți avea? Da, acolo o să facem o nuntă în stil românesc, nu... Nu american. Cu sărmăluțe? O să aveți sărmăluțe? Nu știu care va fi meniul. Sau v-am dat o idee? Nu, dar se va ocupa, de organizare se ocupă Gabriela, este ok. Eu cred că cel mai important este că veți avea oamenii dragi, oamenii apropiați. Da. Și pentru că ați vorbit și despre nași, nașii înțeleg că vor fi doamna Maria Dragomiroiu și domnul și Bebe. Soția dumneavoastră este una dintre cele mai apreciate și respectate femei de afaceri, înțeleg, din comunitatea de români din New York. Da, da, se ocupă foarte mult și chiar investește câteodată prea mulți bani ca totul să fie frumos, atragă. Vă consultați? Chiar dacă, practic, sunteți din domenii diferite. Da, îmi spune tot, absolut tot. Uite, am mai cumpărat niște flori, vreau să aduc vinurile astea, o să fac o degustare chiar zilele astea. Mi-e place să degust. Mă gândesc. Da, primul sunt la mai degustare. Mai ales pentru nuntă, despre ce vorbim, este un eveniment foarte important, nu? Da, așa este, da. Doamne, ajută să fie bine. Câți invitați sănătoși. Vor fi la nuntă? Câți invitați veți avea la nuntă? Sunt mulți, cred că vor fi în jur de 1000. E o glumă, nu? O faceți pe stadion sau cum? Sigur într-un restaurant sau pe stadion? Într-un restaurant italian. Și câți vor pleca din România? Vin din România foarte mulți. Prieteni, artiști, toți artiștii care cântă în general la Gabriela, ea le face vize de lucru, ca să fie totul în regulă, să nu... Deci nu, stați un pic. Deci chiar o să aveți 1000 de invitați la nuntă? Păi deja la câte invitații s-au dat? Păi și ați primit confirmările? Am dat vreo 500 de invitații, ori două persoane... Cam așa. Vai de mine, nu pot să cred. Deci noi vrem imagini de acolo. Eu nu aș fi vrut să fac tâmbălăul ăsta. Ei, mi-ar fi plăcut să facem o petrecere între prieteni, scurtă, frumoasă. Oh, 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 viața-i frumoasă. Tu și eu, o plajă și eu.